www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Propun ca proiectul numărul 3 să treacă pe poziția 1, așa cum am procedat de fiecare dată proiectele care vizau directorii care veneau din afara acestui. Le dăm drumul imediat după ce se dotează proiectul de și să luăm drept o putumă. De fapt, a fost o putumă, cum am procedat. Eu aș susține acest lucru și v-aș invita și pe dumneavoastră să faceți același lucru, pentru că am văzut și declarația dumneavoastră de marți, toată lumea a murit de grijă aeroportului și atunci vă rog foarte mult, haideți să rezolvăm aeroportul, să-i dăm drumul, pentru că astăzi, acum suntem 23. În măsura în care, adică alternativa e, dacă nu o să acceptați, nu o să mai fie în sală 23. Și iarăși începe un lucru prin care, factual, se rănește aeroportul. Astfel încât, imediat, o să vă dau cuvântul și eu sugerez la fel să schimbăm o nezintă în 1. Votăm sau nu, depinde cum doriți fiecare aeroportul, dar nu legăm, așa cum s-a dorit inițial, tema aeroportului de conflictul politic general. Pentru că asta, pentru că noi am generat eu și orice adjuvant pentru succesul luptei politice, mai ales tragerea aeroportului ca adjuvant în această politică, este un lucru de condamnat, de blamat, în fiecare zi, în fiecare minut. Așa încât sugestia mea este, repet, să această propunere. Domnul Testaciu. Domnul președinte, am în vedere atacurile dumneavoastră la adresa consilierilor PSD din ultima perioadă, consideram normal să încercăm să obținem o altă majoritate în cadrul Consiliului, pentru că nu mai putem funcționa în vechea majoritate PNV-PSD. De aceea, consilierii PSD au convocat legal această ședință pentru a încerca să obținem o altă majoritate în Consiliul Județean, majoritate care să asigure stabilitatea proiectelor județelor și consecvență în abordarea acestor proiecte și sigur să facă județul să funcționeze. De asemenea, domnule președinte, nu legăm și nu intercondiționăm, așa cum faceți dumneavoastră, acest proiect legat de aeroport, de votul politic din Consiliul Județean, dar iată că votul politic din Consiliul Județean nu ne asigură posibilitatea de a vota un astfel de proiect, cum este ceva la aeroport. În excepție de data aceasta, noi vom fi de acord să votăm aeroportul astăzi, cu rugămintea ca dumneavoastră să rămâneți în sală și să acceptați și votul politic pe care îl vom genera astăzi, pentru că majoritatea conduce într-o democrație, domnule președinte, indiferent dacă această majoritate este sau nu de partea unora sau altora. De aceea rugămintea noastră este să rămâneți în sală și să votăm împreună toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Din punctul meu de vedere, primele două puncte nici mă fac, măcar nu fac o dovadă a unei ședințe extraordinare. În schimb, USR ar trebui să asume la Iași cu cei 26 de consilieri, să continuați să guvernați împreună, să vă asumați împreună eșecul. Consilierii PSD au susținut întotdeauna aeroportul și vom susține în continuare proiectele mari pentru Iași, așa că noi nu avem timp de conflicte politice și vă propunem ca astăzi să discutăm doar problema cu aeroportul. Mulțumesc. Atunci mai avem o propunere să eliminăm, da? Din partea dumneavoastră sunt două, din partea dumneavoastră a venit propunerea să se elimine punctul 1 și punctul 2, da? Da. Bun, am înțeles. Alte intervenții? Atunci, aperând, o să pun votul. Cine este pentru ca punctul 3 să ajungă punctul 1 de zi? Vă rog, vot pentru. Atunci nu o să mai fie nimica, dacă domnul lider, Stanciu. Deci, dacă sunteți cinstiți în ceea ce spuneți, și anume, n-aveți cum să ne rugați pe noi să rămânem la o execuție, da? Deci fiecare face ce vrea. Dar sunt separate cele două lucruri. Execuția o vedeți dumneavoastră, domnul președinte. Nu, o schimbare majorității politice. Ok. S-ar putea să iasă, s-ar putea să nu. De ce nu ne asumăm, domnul președinte? Nu legați. De ce ne asumăm? Nu șantajați în sensul în care atunci noi, pentru că alternativa este, noi ne ridicăm, noi liberali ce puțin, nu știu restul lumii, ieșim pe sala afară, se conduce ședința pe ordinea de zi aprobată de cine o aprobă, de noi aici împreună,
Dacă nu o să aprobați punctul 3 să devină punctul 1, ne vom întoarce în sală, Consiliul Liberal, la punctul 3. Asta este alternativa, dar cel mai simplu și mai cinstit și mai direct, că cel nu e clar, este să acceptați punctul 1, dăm drumul la oamenii din aparatul tehnic, votează cine are de votat pentru aeroport și după aceea războiul politic poate continua. Dar nu blocați aeroportul, pentru că dumneavoastră ați făcut propunerea și nu întâmplător cu aeroportul pe locul 3 și nu pe locul 1. Așa încât, dacă e adevărat ce spuneți, că vă doriți bine aeroportului și că ar fi măcar la egală importanță pentru dumneavoastră aeroportul pe cât e meciul politic, acceptați punctul 3 până punctul 1. Fiecare votează ce are de votat, probabil după aceea liberalii se vor retrage, continuă ședința cu ceva de 3 partide și asta este. Dar nu mai condiționați și nu mai blocați proiectele. De aceea vă supun această... Domnule președinte, vă rog frumos să-mi permiteți. Pentru că ne acuzați de blocaj din nou în Consiliul Județean, fără să aveți niciun fundament, păi niciun argument în spate. Spuneți de ceva timp și în conferințele de presă faptul că noi blocăm proiectele județului. Vreau să aduc la cunoștința colegilor, la cel mai apăsat mod posibil, că din 750 de proiecte de hotărâri votate, de la sfârșitul mandat, de la începutul mandatului nostru, în acest Consiliu Județean, doar 750, vă amintesc, vă repet, 750 de proiecte, toate sunt votate cu vot pentru, de către consilierii PSD, și doar 2 proiecte de hotărâre sunt votate altfel decât și-a dorit președintele Consiliului Județean. Dacă așa funcționează democrația și dacă așa se blochează proiectele județului, înseamnă că noi rămânem fără cuvinte. Ne acuzați de asemenea de blocaj asupra aeroportului, domnule președinte, de 2 ani de zile n-am votat niciodată împotriva proiectului legat de aeroport. Doar azi. Nu, nici astăzi. Și vom face dovada că faptele noastre sunt fapte și nu doar vorbe, așa cum a stat dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Șerban, dar la ordinea de zi, subiectul pe ordinea de zi, da? Subiectul este ordinea de zi. Și propunerea dumneavoastră, dar acum era în ordinea făcută, prima propunere, dacă se rege sau nu trece, și mai propunerea a doua, făcută de domnul deputat. Domnule președinte, domnul colegi, liderul nostru de grup, Radu Xanu, a transmis un mesaj foarte clar. Și eu aș adăuga la tot ce a spus domnul Stanciu, că grupul de consilieri PDL a votat 751 de proiecte. Și doar un singur proiect cu banii pentru primării, ăla nu l-am votat, pentru că a fost o defecțiune de comunicare. Așa că noi am plătit pentru proiectul. Și dacă am avut atâtea proiecte votate împreună, de ce atâta gram pentru vacantarea funcției de vicepreședinte? Aveți să-i reproșați ceva? De ce nu așteptăm ședința ordinară? Doamna președinte, nu era bine care au părăsit sala de ședințe? În conformitate cu prevederea articolului 96, aliniatul 1 și 2 din legea administrației publice, vă propunem, stimați colegi, să votăm un președinte de ședință, deci o persoană desemnată din partea primului Consiliu Județean prin vot, care să conducă această ședință, iar propunerea noastră ar fi ca celălalt vicepreședinte al Consiliului Județean, în persoana domnului vicepreședinte Victorel Lupu, să conducă această ședință. Și vă rugăm să supuneți votului această propunere. Doamna secretară. Da. Mulțumesc, domnilor colegi. Trecem la parcurgerea celor două primul. Sunteți prea liniștiți, colegi. Proiectul hotărârii privind eliberarea din funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean al domnului Victor Chiriu. Deci trebuie, spunem, procedura e vot secret. Fiind vorba de persoană, obligatoriu vot secret, nu? Exact. Vot? Dar vă rog să-mi permite să dau cuvântul domnului consilier Stanciu să explice urgența acestui proiect de hotărâre. Da, mulțumesc, doamna secretar. Cred că totuși acest caracter de urgență este dat de faptul că noi nu ne dorim astăzi să schimbăm în mod subiectiv vicepreședintele Consiliului Județean pe domnul Chirilă, care, slavă Domnului, din punctul meu de vedere și-a făcut treaba la Consiliul Județean.
domnul vicepreședinte Chirilă este exponentul unei majorități în Consiliul Județean, unei majorități formate din consilieri județeni și de aceea ne-a propus ca prin vot democratic să abordăm o altă majoritate în Consiliul Județean, o majoritate care să facă să funcționeze județul, așa cum am spus anterior. Aceste contre, aceste dezbateri sterile, acest ping-pong cu proiectele județului între majorități create ad hoc în cadrul Consiliului Județean, credem că nu sunt specifice unei atitudini constructive în Consiliul Județean. Și de aceea propunerea noastră a fost ca printr-un proiect de hotărâre să încercăm să schimbăm această majoritate. Mulțumesc! Da, eu vă propun, doamna Dănica, să trecem, vă propun dumneavoastră, este comisia de numărătoare a votului, de fapt comisia de validare, să-și intre în atribuțiuni, să trecem, poate în domnul vicepreședinte, consilierii PDL au rămas surprins de votul de astăzi și vă rugăm 5 minute de consultări ca să ne facem și noi o propunere pentru astăzi, că nu avem nicio propunere la momentul actual. Astăzi, 14 martie 2014, Comisia de Validare și Numărare a Voturilor stabilită prin hotărârea Consiliului Județean numărul 150 din 2012, cu modificările și completările ulterioare, a procedat în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean, la numărarea voturilor exprimate pentru eliberarea din funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean Iași, a domnului Chirilă Victor. După numărarea voturilor s-au constatat următoarele. Total voturi exprimate, 24. Total voturi valabile, 24. Voturi nule, 0. Voturi pentru eliberarea din funcția de vicepreședinte a domnului Chirilă Victor, 20. Voturi împotriva eliberării din funcția de vicepreședinte a domnului Chirilă Victor, 4. Drept pentru care s-a încheiat prezentul procesul verbal și am semnat. Da, mulțumesc, domnul Popescu. Clar pentru toată lumea. Vă propun să trecem la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea unui nou vicepreședinte al Consiliului Județean. Da, vă rog să faceți propuneri. Domnul Vornic, ok. Din partea grupului PPRD, propun pe liderul de grup, domnul Alina Ivanoaie. Alin Constantin, cu numărul corect să scrie, da? Alin Constantin Aibănoaș. Altă propunere? Domnul profesor Șerban, poftiți. Domnule vicepreședinte, domnilor colegi, am transmis un mesaj care m-a tulburat puțin de situația creată. Domnul vicepreședinte Chirilă este unul dintre consilierii cu experiență în administrația locală și în mandatul trecut am apreciat profesionalismul său. Sigur, avem în vedere și jocul democratic, oricum domnul consilier, domnul vicepreședinte și-a făcut treaba în calitatea sa pe care am depus. Vreau să fac o propunere din partea grupului de consilieri al Partidului Democrat Liberal în persoana unui tânăr, Radu Xanu, în care noi ne punem mari speranțe că va deveni un om cu experiență și sigur este în atenția noastră chiar și pentru o candidatură la Consiliul Județean în calitate de președinte pe viitor. Un băiat tânăr, cred că ar putea să facă o echipă deosebită cu domnul Victorel Lupu. Deci îl propun pe domnul Radu Țanu. Da, ordinea martie 2014. După numărarea voturilor s-au constatat următoarele.
Total voturi exprimate 24. Total voturi valabile 24. Voturi nule 0. Votul pentru alegerea funcției de vicepreședinte a domnului Ivanoae Constantin Alin 20. Votul pentru alegerea funcției de vicepreședinte a domnului Usanu Radu Ionel 4. Se declară votul a Ivanoae Constantin Alin. Da, mulțumesc. Domnilor, așa cum se obișnuiește și așa e normal, felicităm pe domnul Ivanoae, îi dorim succes și sper ca împreună să facem echipă, sigur, o echipă poate mai bună, deși în ce mă privește pe mine am colaborat extraordinar de bine cu domnul vicepreședinte Chirilă. Chiar vreau să-i mulțumesc pentru că dânsul era, să spunem, cu de 4 ani în Consiliul Județean, în această zi, experiența pe care o are și cu experiența pe care o am în domeniul în care am lucrat, am colaborat foarte bine, ne-am sfătuit de foarte multe ori, dar asta e viața, mergem înainte. Felicitări, domnul Alin, și succes! Mulțumesc tare mult! Domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc foarte mult pentru votul acordat astăzi și vă asigur că voi fi liantul dintre executiv și legislativ, în cazul Consiliului Județean, pentru continuarea proiectelor ce privesc județul Iași, cât și pentru înmulțirea proiectelor pentru județul Iași. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de tot suportul și puterea mea. Vă mulțumesc! Îmi felicit și eu pe domnul Ivanoae, în numele grupului. Practic, astăzi am asistat la o ședință, o afacere internă a USL, USL care la nivel național continuă să voteze proiecte în Parlament, am văzut. Noi doar putem garanta cei de la PTM că vom fi în continuare alături de proiectele Iașului, alături de proiectele adevărate. Și ne vom continua activitatea în opoziție, în Consiliul Județean. Dar a fost un lucru de interes major pentru cetățenii orașului. Însă, PSD, prin acțiunea de astăzi, a distrus cel mai important lucru pe care l-a avut în speranțele sale acest oraș, cetățenii se respectiv, nu va mai fi gâlceală, că se va munci în unitate. www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei.